Mă, tu ce dracu faci, mă? De ce intri pe geam? Ia zi-mi și mie. Și afară ce făcea singur? Bă, lasă, bă, televizorul ăla, te-ai tâmpit la cap. Ce vrei, mă, că eu tot le-am șervânt. Ia te duci la mine, bobiță. Bă, stai, bă, potoli, bă, tu vrei să ajungi ca ala lui Bingo, deci a vândut și casa și calul și copiii și nevasta și tot pentru pariuri și păcănele? Da, bă, bobiță, bă, dar acum am visat, bă, e altceva. Ce dracu să visezi, bă, dacă tu ai stat cu ochii pe tavan toată noaptea și te-ai gândit la pariuri? Tu nu vezi ce ochi ai roșii, că zici că e zombi? Păi și dacă are dreptate, mă? Păi are, bă, dreptate, dar tu voi nu înțelegi care e afacerea, că la mijloc e o afacere. Păi tu crezi că ăștia de proști face casele astea de pariuri? Face casele astea de pariuri să vă jucați voi banii și mințile. Nu vă dă nici la niciunul niciun leu. Păi tu nu vezi că numai la noi în sat e 3 casele astea de pariuri? În gară la Slobozia sunt 5. În gară, bă, ești nebun la cap. Păi e ceva necurat la mijloc la afacerea asta, ia gândește-te. Păi, mă, dacă ieșea ultimul X final, luam și asimil la mine. Da, mergeți 50 de lei, că uite, pot să-ți fac cinste. Hai, noroc, Bobița, dă și nouă două bei. Ieși. Băi, dar ia-n față, mă, mă, și pe mine cum să joc. Ce ai, mă, e ușor. Vezi ce meciuri e și pui rezultate. 1, X, 2. Eu de obicei pun X pe linie, sau 1, sau numai 2. Și câteodată, dar mai rar, iese. Bine, uneori le pun și așa păsărite, știi, când mai joc la inspirație. Înțelegi? Pac, pac, pac. Care nu ți-a ieșit, mă? Seria B, mă. Brescia Cremonese. A bătut Brescia. Păi ce, mă, a fost etapă și s-a terminat? Da. Mă, și Lecce cu Salernitana ce-a făcut, mă? A câștigat Salernitana. La Lecce acasă. 6-2. Mă, Bobiță! Hai pe capul meu! Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.